Bună ziua, sunt Gabriela Maluf. Unul din doi profesori sunt de părere că trebuie organizate ore de educație remedială pe durata verii. Acesta e rezultatul unui sondaj realizat de Salvați Copiii România, dar și de World Vision România. În același timp, sistemul educațional trece printr-o primă fază a unei mult așteptate reforme. Proiectul prezidențial România Educată propune, printre altele, organizarea de examene de admitere la liceele cele mai importante înaintea evaluării naționale. Invitații de astăzi a emisiunii sunt Mariana Arnăutu, specialist în educație, profesorul Claudia Chiru, Roxana Paraschiv de la Salvați Copiii și Mihaela Nabăr de la World Vision România. Bună ziua și bine ați venit! Vă mulțumesc tare mult că ați răspuns invitației mele. Haideți să vedem ce propune această educație remedială, orele remediale, de ce au ajuns profesorii la această concluzie și ce ar trebui să știe până la urmă părinții despre acest lucru, pentru că dacă ne uităm momentan și vedem doar așa spusă știrea, oamenii or să se împartă iarăși în tabere, vrem, nu vrem, pentru că dacă nu știu despre ce e vorba, nici practic nu știu cum să aleagă. În primul rând, de ce au ajuns profesorii la această concluzie? Datorită celor 2 ani școlari plini de provocări prin care copiii și în special cei de învățământ primar și gimnaziu au trecut prin această experiență a învățământului online și a învățământului la distanță și în special pentru copiii din mediul rural și din mediile vulnerabile care nu au avut acces la această tehnologie și de sprijinul parental și de profesori bine pregătiți care să gestioneze situația de criză prin care a trecut practic învățământul românesc în ultimii 2 ani și de aceea profesorii au ajuns la această concluzie că este nevoie de educație remedială pentru a recupera din întârzierile în achizițiile pe care copiii ar fi trebuit să le deprindă atât pe ciclu primar și gimnazial și de ce nu și pe ciclul liceal. Haideți să vedem. Există copii care nu au reușit deloc să primească educație pentru că nu au avut cum să se conecteze și cum să facă această școală online sau vorbim de ore remediale și pentru cei care au reușit să facă școală online, dar, nu știu, în urma evaluărilor s-a ajuns la concluzia că nu a fost foarte eficient sau că nu au acumulat informații așa cum trebuie. Da, în primul rând această educație remedială este necesară pentru cei al căror acces a fost, să spunem, viciat sau nu au reușit, nu practic, au reușit să efectiv intre la școala online. Sau dacă au reușit să intre la școala online, vă dau un exemplu, fiind o singură tabletă în casă și mai mulți copii, mediul de acasă într-o familie în care sunt mai mulți copii, nu, mediul de învățare nu a fost același ca și la școală și atât părinții cât și profesorii nu au fost pregătiți de la început pentru acest tip de învățare și toate lucrurile astea au necesitat timp, adaptare, dar din toate lucrurile astea copiii au avut unii dintre ei și de pierdut, alții și de învățat în sensul că trecând la partea de învățare online, am înțeles mai bine rolul tehnologiei și importanța ei în zona de educație și cumva educația a fost forțată să se modernizeze din perspectiva aceasta a utilizării tehnologiei, atât de către elevi, părinți și profesori. Dar haideți să vedem ce presupun aceste ore remediale și când ar trebui făcute ele, acum pe perioada vacanței? După cum știm, Ministerul Educației și nu doar Ministerul Educației, cât și Fundația World Vision, noi prin programul Școală după Școală, prin proiectul Pâine și Mâine pe care îl desfășurăm pentru copiii din mediul rural, am venit în acest program Școală după Școală cu un pachet de activități de educație remedială, tocmai pentru a-i sprijini pe copii. De asemenea și Ministerul Educației, prin ordinul pe care l-a dat la începutul acestui an, privind orele de educație remedială, a încercat să sprijine școlile prin a veni cu acest pachet de ore remediale,
la care să acceseze copiii în urma evaluării profesorilor, atât cei care au avut acces, deci indiferent de... Dacă am avut acces sau nu, dacă am mers sau nu. În urma evaluării profesorilor, pentru că și accesul la educația online nu a garantat faptul că copiii au reușit să îndeplinde acele achiziții de deci, care au avut nevoie. La începutul anului următor ar trebui să se întâmple acest lucru, că spuneți școală după școală. Deci nu acum în vacanță, ci când va începe... Nu, noi am început. Ați început? Momentul, da, în februarie și chiar și pe parcursul cât școala s-a desfășurat. Da. Online. Prin programele fundației am încercat să sprijinim la distanță și online copiii din programele care erau atât față în față cât și la distanță. Programul școală după școală pe care fundația World Vision îl implementează prin proiectul Pâine și Mâine presupune ca copiii înscriși în proiect să rămână 2 ore după orele de școală, să servească o masă caldă și să facă acele 2 ore de educație remedială la limba română și matematică. Și acum pentru ceilalți, dacă acest proiect se aprobă la nivel național și toate școlile ar trebui să aibă acest program de ore remediale? Păi, programul este deja aprobat și el... A funcționat încă din primăvară. Adică toate școlile au avut acest program din primăvară? Au avut acces la acest program. Fiecare școală s-a organizat și a putut accesa acest program. Diferența a făcut-o mobilizarea și determinarea școlilor și a comunităților de a accesa acest program venit prin Ministerul Educației. Ceea ce vreau să completez ca și diferență este că programul de ore de educație remedială pe care Ministerul Educației îl finanțează are o altă metodologie de funcționare și nu oferă masă caldă copiilor. Okay. Ceea ce cumva au fost critici și a fost un pic mai greu de implementat în anumite comunități unde sunt copii foarte, foarte vulnerabili. Pentru deci, că nu poți să ții un copil la școală după ce termină orele să mai rămână încă 2 ore fără să... Deci programul propus de minister înseamnă tot așa, după școală, alte 2 ore? În funcție de cum decid la nivelul școlii, în urma analizei... Dar minim 2 ore, să spunem. Da, fiecare profesor decide în funcție... Există o metodologie clară... Uh-huh. Aprobată de către Ministerul Educației. Și fiecare școală Școală și-a analizat și s-a adresat, cum să zic, elevilor și de învățământ primar și gimnazial și liceal. Și diferența dintre programul oferit de World Vision și programul finanțat de minister este că copiii nu au această masă caldă, adică termină programul școlar și ar trebui să urmeze alte 2 ore remediale și între ele copiii și vină cu mâncarea de acasă. În funcție de cum fiecare școală și-a organizat și în funcție și de orarul copiilor și grupele și de profesorii, pentru că programul propus de minister pe educație remedială nu se limitează doar la limba română și matematică, ci și la celelalte materii, în funcție de evaluările pe care le-au făcut profesorii. Dar acum, pe perioada verii, nu se întâmplă nimic. Ministerul Educației a revenit și a comunicat că și pe perioada verii școlile pot desfășura acest program de educație remedial. Dar la aveți fel, idee ce se întâmplă? Sunt școli care fac acum pe perioada verii? Ce face Ministerul Educației în momentul ăsta pe perioada verii, nu am detalii, dar pot să vă spun. Nu, de școli, zic, sunt școli acum care au program de ore remediale pe perioada vacanței sau... Din ceea ce facem noi la Fundația World Vision România, pe proiectele noastre, da. Sunt. Deci avem programe școală de vară. Uh-huh. Ele au început imediat ce s-a finalizat anul școlar cu data de 28 iunie și durează până la sfârșitul lunii august. Fiecare școală din școlile pe care World Vision le are în proiectele noastre, fie că sunt proiectul Pâine și Mâine, program școală după școală pentru învățământ primar, fie că sunt proiecte cu granturi structurale pe gimnaziu și proiectul Vreau în clasa noua de burse școlare pentru elevi de liceu, avem program școală de vară care include atât componenta de educație remedială, da,
componentă de masă caldă și în plus activități recreative și excursii școlare care, și activități care se focusează pe dezvoltarea abilităților de viață. Astfel încât copiii să perceapă școala nu ca pe o corvoadă, ci ca pe un lucru care, în care vin și învață cu plăcere și cu gândul de a se reîntoarce din nou la toamnă cu drag să-și continue activitatea de învățare. Pentru că ceea ce facem noi în programul Școală de Vară este să venim cu această componentă de joc, de creativitate, de inovație, de o școală altfel. Înțeleg. Câți copii beneficiază în mare, nu vă întreb numărul exact, evident, prin programele World Vision, acum pe perioada verii de aceste ore remediale și, cum spuneați, de învățare prin joc, și câți or să beneficieze din toamnă, la fel, la programele de școală după școală? În prezent, pentru programele World Vision, în jur de aproximativ 10.000 de copii, da, dar sunt împărțiți pe proiectele și programele. Din București, în afara Bucureștiului sau în toată țara? În toată țara. Ok. În toată țara. În București avem... World Vision lucrează cu precădere în mediul rural, adică 99,9. Ok, deci în jur de 10.000 de copii, da, acum pe perioada verii și începând din toamnă... Și începând din toamnă... În ceea ce privește Fundația World Vision, continuăm cu același număr de copii, dar știu că Ministerul Educației la fel a raportat la, de curând aproximativ până în 200.000 de copii care au fost înregistrați în acest program de ore de educație remedială la nivel național. Știți de ce vă întreb? Pentru că ne uitam la statistici și vedeam că peste 1 milion de copii nu au beneficiat cum trebuie de educație în acești 2 ani de criză și mă gândeam că, uite, din, hai să zicem, milionul ăsta și din jumătate de milion de copii care nu au făcut școală și nu au acumulat așa cum trebuie, din păcate, foarte puțin pot participa la aceste ore remediale și sper ca din septembrie măcar să vedem că lucrurile se îmbunătățesc și că Ministerul susține realmente acești copii să recupereze. Pentru că altfel, știți cum se spune, tot cei care se implică, care caută, care sunt într-o bulă cât de cât privilegiată, reușesc să obțină niște rezultate. Ceea ce vreau să completez este că, da, într-adevăr, Ministerul Educației vine cu o părticică din, da, ceea ce înseamnă educația remedială, dar nu e suficient, pentru că avem nevoie de o implicare mult mai mare. Când vorbim despre educație, educația nu este doar a Ministerului Educației. Educația este un bun comun care aparține tuturor. Și pornind de la firul ierbii, școala, profesorii, primăria locală, inspectoratele școlare județene, părinții, companiile, asociațiile, toți cei care sunt în proximitatea școlii trebuie să acorde acest sprijin școlilor și elevilor pentru a desfășura o educație de calitate, înglobând și aceste ore de educație remediale, pentru că nu aș vrea să mă focusez doar pe educație remedială. Aș vrea să vorbesc de o educație oferită în școală, o educație de calitate. Așa este, dar momentan trebuie să vedem cum reușesc copiii ăștia să recupereze. Ce înțeleg de la dumneavoastră este că fiecare școală ar trebui să facă așa un fel de diagnostic pentru fiecare copil în parte, să vadă ce a acumulat, ce nu a acumulat, și în funcție de rezultatele acestor evaluări să vadă care este nevoia reală a copiilor, a fiecărui copil în parte, dar și a școlii în mod, da, global, ca
să poată să propună părinților, elevilor, să ceară susținerea, uite, organizațiilor care pot ajuta, companiilor, primăriilor, inspectoratelor, adică practic primul pas este, vine cu școala, cu ce fac profesorii acolo în școală. O să revin să dezbatem această idee, dar acum o am pe Claudia Chiru alături de mine. Bună, Claudia, îți mulțumesc că ai reușit să vii la noi la emisiune. Bună ziua, bună ziua. Eu nu văd nimic, să știți. Îmi pare rău, Claudia, noi te vedem foarte bine și te auzim foarte bine. Super. Sper să reușești și tu la un moment dat să ne vezi. Vorbeam despre aceste ore remediale și ne povesteam aici în platou de faptul că inițial, cu toate că lucrurile se știu așa în mare parte, de faptul că sunt foarte mulți copii care n-au reușit să primească educație corespunzătoare, că n-au avut parte de tehnologie ca să meargă în spațiul online, se știe că e un număr destul de mare. Vorbeam aici, cum îți spuneam în platou, de faptul că primul pas ar fi ca fiecare școală să facă așa un fel de, un soi de evaluare, de diagnostic, cumva, să vadă fiecare copil în parte unde se află, ca să vedem și individual, dar până la urmă și global, care sunt nevoile, pentru a ști, pentru ca școala, de fapt, să știe unde se adresează mai departe ca suport. Da, eu aș folosi un microscop în acest moment și m-aș duce în profunzime și aș începe discuția invitându-vă să privim invers. Un copil care este supravegheat de o învățătoare un an de zile, zi de zi, este evaluat constant. Acea învățătoare trebuie să știe, nu trebuie, știe sigur, care este nivelul acelui copil. Orele remediale au valoare dacă se fac tot în cadrul școlii, iar eu ore remediale fac după orele de curs. Rămân cu copilul și explic ceea ce cred eu că nu a înțeles sau îi dau o perioadă de timp pe care îl folosesc pentru a vedea dacă dezvoltarea lui merge un pic mai departe și dacă într-un alt moment este mai pregătit să înțeleagă ceea ce nu a înțeles. După părerea mea, orele acestea remediale organizate vara nu își vor atinge scopul, pentru că noi avem o moștenire. Vara este lăsată întotdeauna în cultura noastră pentru vacanță și pentru concedii. Bine, Claudia, din câte înțeleg, nu or să fie orele remediale organizate neapărat în timpul verii, ci mai degrabă acolo unde se fac școli de vară, unde știi și tu că sunt programe mai degrabă prin joc și copiii se bucură de această experiență. Da, iar aceea orele... nu este educație remedială. Asta spun, iar... Este în timpul liber, e altceva. Eu vă vorbesc din punctul de vedere al cadrului didactic, care știe când să fac orele remediale. Orele remediale se fac la școală. După ce ne desfășurăm cele 4 ore pe care le avem cu copiii, rămânem cu copiii care au nevoie și le facem din timp puțin câte puțin. Înțeleg că asta este și propunerea, ca din septembrie, după orele, după programul școlar, să fie aceste 2-3 ore sau nu știu, în funcție de fiecare școală cum evaluează. Cadrul didactic își organizează această activitate și este din totdeauna. Deci nu e nimic nou. Din totdeauna învățătorul are obligația să stea cu copilul și să explice, astfel încât la final copilul să înțeleagă. Ne spune doamna Arnăutu că nu doar învățătorul, ci profesorii. Toată lumea. Da. Eu vorbesc din punctul meu de vedere, pentru că eu sunt la primar, da? Nu pot să vorbesc pentru toată lumea. Dar aceste activități remediale se organizează într-un cadru educogen corect delimitat, acolo unde le e locul și în momentul prielnic, da? Pentru că toată clasa are o energie. Toată lumea vine la școală să facă ceva. Nu are sens să lași acel copil să meargă cu lacuna până la final și tu la final să spui, nu, te țin eu în vara și îți spun. Nu. Efortul trebuie depus atunci, în momentul în care copilul
este deja activat. Deja toată lumea asta Și ce face. Crezi, Claudia? Ce crezi, Claudia? Cum crezi că se va desfășura acest proiect? Pentru că acum nu mai vorbim de bule privilegiate, unde anumiți învățători fac lucrurile astea de când lumea și pământul. Vorbim de aproape 1 milion de copii care nu au primit de aproape 2 ani, cum spune doamna Arnăutu, educație, pentru că n-au avut tehnologie, pentru că profesorii n-au știut să-și adapteze. Asta e, nu pentru că n-au avut tehnologie, pentru că profesorii nu au știut. Și ne întoarcem iar la discuția pe care noi am mai furtat-o în alte momente, resursele umane, da? Aici avem o problemă. Noi avem o problemă cu pregătirea profesorilor și cu conștientizarea profesorilor și cu dedicarea pe care o au față de meserie. Este o meserie vocațională. Dacă nu-ți place să faci și dacă nu înțelegi rostul și nu-ți știi rolul și impactul major pe care l-ai în viața unui copil, nu ai ce să cauți la catedră. Păi și crezi că aceste ore remediale vor fi făcute așa cum trebuie dacă, uite, n-au reușit să-și adapteze pe perioada pandemiei, pe perioada aceasta de criză? Nu, n-am văzut. Dacă vorbim de 1 milion de copii, e clar că mulți, foarte mulți oameni n-au reușit să se adapteze unui nou sistem. Crezi tu că acest proiect o să fie de succes și copiii chiar o să primească ce au nevoie? Eu sunt convinsă că o să fie de succes și o să auzim doar de bine de acest proiect. Eu mă bucur că spui asta și eu sper, pentru că deja vorbim de pierderi destul de mari și copiii au fost afectați în această perioadă. Nu spun doar studiile, cred că fiecare dintre noi, dacă ar pleca acum pe stradă și ar întreba fiecare copil în parte cum s-a simțit, ce a învățat, ce știe, ce nu știe, inclusiv cei care au primit educație de calitate în această perioadă și au mers foarte bine orele online și profesorii au fost dedicați și au reușit să transmită ce aveau de transmis, cred că fiecare copil în parte ar răspunde că n-a fost chiar ce trebuie. Aș vrea să punctez faptul că din mărturiile copiilor în interacțiunea cu ei în perioada la sfârșitul lunii iunie, toți și-au exprimat cât de fericiți au fost în primul rând că s-au reîntors la școală. Și să nu uităm că învățarea are acest substrat afectiv. Nu poți să faci educație și învățare fără a crea un mediu și a avea o stare de bine și a crea acea bucurie a învățării și a interacțiunii umane, de care copiii au dus lipsă cel mai mult în perioada asta. Așa este. Claudia, te rog să le explici practic celor care se uită acum la noi, așa cum ei le explica, dacă te duce, nu știu, acum într-o școală nouă, unde copiii nu sunt obișnuiți, așa cum sunt obișnuiți copiii de la școala ta, cu ceea ce se întâmplă, uite, ca oră remedială, dacă te duce acum la o școală unde nu s-au făcut prea multe ore online, unde lucrurile n-au stat foarte bine și ar trebui să le explici părinților, tu ești învățătoarea, și ar trebui să le explici în părinților că începând de la, nu știu, 15 septembrie, din când începe școala, vom avea un program de ore remediale. Cum ar trebui acest concept să fie explicat părinților, astfel încât ei să înțeleagă și ce sunt acele lucruri și necesitatea lor și ce au ei de făcut, cum se schimbă viața copilului, practic, în următoarea perioadă? Păi, nu știu cum să explic. Eu le spun părinților că rămân cu elevul în zilele cu tare și cu tare și cu tare, pentru că nu a reușit să înțeleagă metoda figurativă și vreau să lucrez în plus. Bine, acum vorbim de niște clase întregi. Da, clasele întregi. Deci, dacă o clasă întreagă rămâne în urmă, avem altă problemă aici. Mult mai mare. De aceea spun, lucrurile trebuie făcute în ritmul în care trebuie făcute. Profesorul nu cred că trebuie să dea foarte multe explicații în fața părinților și cred că dacă se fac ore remediale, părintele ar trebui să ajute profesorul și să înțeleagă importanța lor. Desigur. Asta clar, dar dacă nimeni nu știe, mie, dacă îmi spui doamna Gabriela, de mâine copilul dumneavoastră va intra în programul de ore remediale. Punct. Da. Ce? Nu știu despre ce e vorba. Da. Nu știu, probabil că o să ne învețe cum să prezentăm acest program, pentru că cei care l-au gândit, mă gândesc că s-au gândit și la asta, cum să ne învețe pe noi să-l prezentăm mai departe. Vreau să spun, Gabriela, despre jocul acesta, că ai spus că se fac prin joc, învățare prin joc. Jocul este o metodă, da? Eu am învățat la școală metoda aceasta, jocul.
Dar școala nu este o joacă. La școală, pentru a transmite conceptele academice pe care trebuie să le transmitem, avem nevoie de o seriozitate, de o solemnitate. Dacă înțelegem că la școală copilul vine să se joace non-stop și că ăsta e scopul nostru, să ne jucăm cu copilul și să-l menținem fericit, este greșit. Școala este ceva serios, unde într-adevăr copilul trebuie să se simtă bine. Dar cum? Trebuie să se simtă respectat și trebuie să îi se vorbească de la egal la egal. Dar el trebuie să știe că vine să depună efort. Așa și este, dar întotdeauna o joacă. Cu toate acestea, vorbind despre acest nou program și care este nu mai util și necesar în următoarea perioadă, vorbim totuși de o schimbare de program în care părintele trebuie să știe dacă îi dă mâncare, nu îi dă mâncare la școală, ce are el de făcut în plus. Și sper, așa cum spui și tu, Claudia, că cineva vă va spune cum să prezentați și ce se va întâmpla exact vis-a-vis de acest program. Le-am și pe Mihaela Nabăr de la World Vision și pe Roxana Paraschiv de la Salvați Copiii. Le-am în online. Uite că online-ul funcționează, că tot vorbim de școală și cum au făcut copiii școală în această ultimă perioadă. O să revin la zona de ore remediale, dar aș vrea să mai abordez cu voi un alt subiect, Mihaela, acela al proiectului România Educată. Înțeleg că doamna Pantații scria pe pagina ei de Facebook că pe EduPedum, suflă Cosmin în cască, că există doar 13 pagini, așa un soi de rezumat, dar nu foarte, foarte detaliat. Și mă întreb când or să se detalieze sau când or să se pună la punct aceste aspecte. Și una dintre întrebările care stă și se tot dezbate și stă, cum spuneam, pe buzele părinților, este această propunere de a se da examene la liceele de top înaintea evaluării naționale. Mie la prima strigare mi se pare ceva care nu este neapărat funcțional, pentru că mă gândesc că eu îmi duc copilul de clasa 8-a să dea examen la liceul de top, nu intră și după aceea să-l duc înapoi să dea evaluarea națională, adică aș supune un copil de 13-14 ani la două examene ca să intre într-un loc. Și mă întreb dacă, Mihaela, crezi că asta este o soluție eficientă? Nu știu dacă Mihaela ne aude. Mihaela, ne auzi? Până reușim să o prindem din... o avem. Pe Mihaela, noi te vedem. Te rog. Deci nu auzim. O să duc întrebarea către dumneavoastră și o să revin cu Mihaela. Aici ar trebui, e așa ca o sabie cu două tăișuri, trebuie analizat foarte bine această propunere și... Eu personal nu aș, deocamdată aș fi rezervat, aștept să văd mai multe detalii despre cum se va dori organizarea acestui... Pentru că așa la prima strigare nu sună foarte, foarte bine. Te gândești, eu mă gândesc în condițiile și în cazul copiilor care nu reușesc. Că foarte bine și frumos, copiii care reușesc dau examen la liceul de top, au intrat acolo, au scăpat de evaluarea națională, totul bine și frumos. Dar ce facem cu ceilalți pe care trebuie să-i supunem din nou la o nouă examinare? Claudia, tu ce părere ai despre acest subiect? Măi, Gabriela, e o harababură. Ce pot să zic? Adică e evident. Nu s-au gândit. Nu știu despre ce vorbesc. Să stai în fața unui caiet și să vorbești e foarte simplu. Trebuie să știi efectiv cum funcționează lucrurile, da? În viața reală. Noi trăim viața reală. Exact, vorbim despre educație centrată pe copil și pe elev, dar nu e nimeni acolo care să gândească ce fac cu copilul pe care trebuie să-l supun la două examene la o vârstă foarte fragedă. Și acolo, în materialul pe care mi l-ați trimis, în articolul de pe EduPedu, sondaj în rândul profesorilor. Profesorii cred că
au nevoie copiii de educație remedială. Trebuie să-i întrebăm și pe copii despre dorință și putință. Și putința trebuie să ne știm noi, adulții, adică ce pot să facă copiii și ce nu și când pot să facă copiii și când nu. Așa nu este. Am văzut copiii pe nicăieri. Așa. Acolo. Adică noi putem și noi vorbim de ani de zile în continuu despre asta, dar ne dăm cu părerea, unii mai știm sigur ce e de făcut, alții habar n-au pentru că nu lucrează. Așa. Trebuie să lucrezi cu copiii zi de zi ca să știi ce au nevoie copiii și să le dai sub o formă care să ajungă la copii. E foarte clar, nu vreau să spun mai clar de atât. Așa este, Claudia, să știi ce au nevoie copiii și ce pot, așa cum ai spus tu, că este vorba și de putință, nu este neapărat de voia, doar de nevoie. Mihaela, ești, cred că Mihaela este... Aș încerca să răspund. Mihaela, ești din nou. Da, te auzim, Mihaela, te rog. Da, îmi cer scuze, se pare că varianta asta hibrid, așa cum este și cum a fost și școala online în ultimul, cel puțin la început am avut o variantă hibrid, după care am avut o variantă exclusiv online, de foarte multe ori ne-a tăiat vocea, în special copiilor. Așa că este ceea ce simulăm noi astăzi aici, Gabriela, este cam ceea ce au trăit copiii în ultimul an și jumătate. Și apropo de întrebarea ta referitoare la proiectul România Educată, da, așa este, am fost invitați la consultări săptămâna trecută, nu la consultări, aș spune eu, pentru că n-a fost vorba de nicio consultare, ni s-a prezentat varianta sumară a proiectului România Educată. World Vision România a fost parte a procesului de consultare, la fel ca multe alte organizații, de altfel, până s-a ajuns aici. Într-adevăr, în propunerea pe care am văzut-o săptămâna trecută, respectiv cele puțin peste 10 pagini, în cele puțin peste 10 pagini avem foarte multe propuneri care sunt mai mult sau mai puțin adaptate contextului nostru și cumva capacității pe care o avem în acest moment ca sistem educațional. Revenind la întrebarea foarte specifică cu evaluarea și cu examenul la nivelul liceului înainte de evaluarea națională, cu siguranță această propunere va fi regândită, pentru că în acest moment mesajul care se dă cu dubla evaluare este de fapt și ne transmite cumva și încrederea pe care noi deja nu o mai avem în sistemul de evaluare națională. Or, asta mie mi se pare un semnal de alarmă care ar trebui tras. Mi se pare că ar trebui să insistăm pe acest subiect, pentru că nu ar trebui supuși copiii unei duble evaluări. M-aș uita la cum facem noi, cei care avem cunoștințe în sistemul de educație, decidenții noștri, Ministerul Educației, pentru că știm foarte bine că acest proiect trebuie implementat sub coordonarea Ministerului Educației și cu implicarea directă a Ministerului Educației, m-aș uita, așa cum spuneam, la cum facem cu evaluarea națională, să creștem totuși obiectivitatea evaluării naționale, să creștem totuși calitatea evaluării naționale, să creștem totuși încrederea în evaluarea națională pentru a nu mai vedea propunerea. Dar mie mi se pare cel puțin dubios, Mihaela, să soluționăm cumva, să reparăm această neîncredere vis-a-vis de evaluarea națională pe spatele copiilor și pe resursele lor emoționale. Pentru că sunt convinsă că părinții care își doresc să aibă copii la un liceu de top nu vor accepta ca aceștia, probabil copilul, dacă îl întrebi unde te duci, o să zic că mă duc și eu la evaluarea națională, că nu o să mă duc la amândouă. Și atunci părintele o să spună, păi da, dacă te duci la evaluarea națională, locurile alea vor fi deja ocupate. Deci cumva presiunea pe cel care trebuie să aleagă liceu de top este să meargă direct la examen. Nici nu vreau să-mi închipui din punct de vedere psihologic cum s-ar simți. Eu știu deja cum se simt în momentul ăsta, fără să aibă aceste lucruri suplimentare. Cum s-ar simți un copil să treacă prin acest proces și mă gândesc, sincer, pierzându-mi cumva neutralitatea și rolul meu de moderator, cumva mă gândesc cine or fi oamenii ăștia care gândesc educația asta centrată pe copil și pe elev și vin cu propunerile astea, cum spuneam și mă repet, cel puțin dubioase. Nu aș vrea să spun dubioase, Gabriela, dar este adevărat. Sunt niște propuneri care ar trebui reanalizate.
Este foarte adevărat. Eu sunt sigură și sper că, pentru că fiecare dintre noi am avut un astfel de feedback și sunt actori importanți care au dat feedback pe toate propunerile de acolo, dar să nu uităm că, da, România avea nevoie de o viziune la nivel de educație, să nu uităm că acest proiect România Educată este o viziune asupra educației și ar trebui făcuți foarte mulți pași în spate, ar trebui stabilit un cadru legislativ care să ne permită implementarea sau limitările pe care le propune proiectul România Educată și atunci cu siguranță se va reveni asupra fiecărui aspect propus în cele 10-12 pagini pe care le-am văzut săptămâna trecută din proiectul România Educată. Deci eu sper din tot sufletul că această variantă pe care am avut-o în rezumat din România Educată să nu rămână în această formă. Știi tu cum e, Mihaela, speranța moare ultima. Am văzut foarte multe proiecte cu travalii lungi și nașteri nu tocmai de bun augur. Acum ce să spunem? Speranța moare ultima și sperăm că acest proiect totuși, uite, sunt invitați foarte mulți oameni și foarte mulți specialiști până la urmă să dezbată, să propună, să facă și să refacă. Deci sperăm că măcar de data aceasta să se întâmple lucrurile așa cum trebuie. Dar o avem și pe și de la Salvați Copiii, pe Roxana, și aș vrea să te întreb și pe tine, Roxana, tu ce părere ai despre aceste două proiecte pe care le dezbatem astăzi? Haideți să începem cu orele remediale, după care să trecem și la această propunere de examinare pentru cei din clasa a 8. Da. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație. Referindu-mă strict la orele remediale, este clar că în momentul actual, după un an și jumătate în care pandemia nu a făcut decât să scoată la iveală inegalitățile preexistente în sistemul de educație din România, educația remedială este o necesitate. Din păcate, personal mi-aș dori foarte mult să trăim într-o țară în care asigurăm egalitatea de șanse din start în educație, iar intervențiile remediale nu mai sunt necesare. Neaflându-ne încă într-un astfel de sistem, suntem puși în fața unor alegeri dificile. Într-adevăr, așa cum spunea și Claudia înainte, nu cred că educația remedială este o opțiune ușoară pentru copil după o perioadă atât de dificilă, după o încărcătură emoțională pe care nimeni nu o contestă. Este greu să-i spui copilului, ok, hai și peste vară să vedem cum putem remedia ceea ce am pierdut. Pe de altă parte, dacă lăsăm lucrurile așa cum sunt și lăsăm pe cei care au pornit din start cu un dezavantaj în procesul educațional online, fără un sprijin suplimentar, nu facem decât să condamnăm acești copii. Și atunci e nevoie de un efort suplimentar și din partea copiilor și evident din partea cadrelor didactice. Foarte multe organizații neguvernamentale, cum este și Salvați Copiii, cum știu că fac și colegii de la World Vision, sunt implicate în acest efort. Noi organizăm grupe de educație remedială și pentru ciclu primar și pentru ciclu gimnazial, la fel ca și grupe de pregătire preșcolară peste vară, tocmai pentru a-i ajuta pe acești copii să înceapă anul școlar viitor mai aproape, mai la aceeași linie de start ca și colegii lor. Dar e nevoie de mult mai mult decât atât și cred că ceea ce lipsește cu adevărat, din păcate, m-aș fi așteptat să nu lipsească, este o evaluare de la caz la caz a rămânerilor în urmă. Ar fi fost important ca după, hai să spunem, un semestru în care s-a lucrat față în față, și profesorii și părinții și copiii să știe fiecare copil ce pierdere are, unde trebuie lucrat și cam cât și cum ar trebui lucrat cu acel copil, astfel încât să depășească dezavantajele acumulate.
Unde crezi că se întâmplă? Acest lucru nu s-a întâmplat. Unde crezi tu că sunt mai multe bariere vis-a-vis de orele de peste vară? Mai degrabă la copii sau mai degrabă la adulți? Pentru că, din câte vedem noi, copiii, după atâta stat acasă, se cam bucură să revină la școală, indiferent că e iulie, august sau septembrie. Și cred că, cumva, barierele nu sunt neapărat la ei. În general, părinții sunt de acord. În momentul în care cadrele didactice au făcut efortul de a explica obiectivul acestui program de educație remedială și da, foarte multe cadre didactice au făcut acest efort. Pentru că altfel comunicarea, cel puțin la nivelul lunii februarie-martie, nu a fost cea mai fericită. Programul era perceput ca un program, citez, pentru repetenți. Foarte multe familii erau reticente, evident, să arunce această anatemă asupra copiilor lor, dar profesorii sunt cei datorită cărora s-a depășit acest impas inițial. De foarte multe ori și profesorii sunt de acord, deși modul în care programul de educație remedială a fost implementat a creat anumite reticențe în rândul profesorilor și trebuie să îi înțelegem. Faptul că încărcătura administrativă, documentele care trebuie completate, nu au fost comunicate de la început, s-au adăugat pe parcurs și s-au adăugat retroactiv. Sunt cadre didactice care în iunie făceau documentația solicitată pentru lunile martie, aprilie, mai. Pentru că acum li s-a solicitat, nu pentru că au întârziat ei în a face asta. Faptul că nu s-au plătit orele remediale încă din luna martie, nu sunt decât obstacole în calea dorinței profesorilor de a se implica. Și sunt obstacole pe care trebuie să le înțelegem. Adică nu putem blama un profesor că nu mai vrea să se implice într-un program pentru care până acum nu a fost plătit și se vede în situația de a-i fi puse în cârcă noi documente de completat, de corectat, de reîncărcat, iar de completat, iar de corectat, de încărcat. O văd pe doamna Arnăutu că dă așa puțin din cap în platou. Da și nu? Da și nu. Într-adevăr, partea asta de birocratizare a îngreunat desfășurarea orelor de educație remedială prin programul inițiat de către Ministerul Educației, dar cum spunea și Claudia mai devreme, fiecare profesor, învățător care lucrează și a lucrat un an de zile cu copilul, îl cunoaște cel mai bine și știe cel mai bine care sunt plusurile și minusurile pe zona de achiziții cognitive. Și atunci ar trebui să fim și onești, pentru că meseria, profesia de profesor este o meserie vocațională. Și după cum spunea și Claudia, ca și profesor cadru didactic, la rândul tău, în norma ta de cele 40 de ore, trebuie să-ți aloci acel timp, indiferent că este programul Ministerului Educației, este acum vorbim de această situație care a fost datorată învățământului online și hibrid, dar orele de educație remedială și de sprijin pe care tu l-a curs ca profesor, ele sunt cuprinse în norma didactică și obligația ta ca și profesor să acorzi acest sprijin copiilor care rămân în urmă. Și dacă aș deschide o cutie a Pandorei, aș spune despre copiii cu cerințe educaționale speciale și aici nu ne mai uităm. Deci aici și copiii cu dizabilități care sunt în sistemul de educație și acele servicii de sprijin educațional de care școala are nevoie, servicii de consiliere, unde aici avem un mare minus. Și atunci haideți să vedem la film. Sunt mai multe lucruri care ar trebui să vină în sprijinul copiilor pentru a recupera aceste... Așa este. Haideți să vedem la firul ierbii. Până la urmă, Claudia este singura dintre noi care are și ore remediale și poate să ne spună dacă întâlnim această reticență a cadrelor didactice și pentru că nu sunt neapărat într-o poziție vocațională, ci au ajuns acolo într-un fel sau altul, sau într-adevăr și birocrația și faptul că orele nu sunt plătite și astea vin să îngreuneze tot acest proces. Orele remediale ne sunt plătite, sunt incluse în norma noastră didactică. Deci noi avem un salariu pe care îl luăm în fiecare lună pentru a educa niște copii.
Cred că problema este la formare. Formarea de care beneficiază cadrele didactice nu mai este cea de care am beneficiat eu, de exemplu. Eu sunt absolventa colegiului pedagogic. Nu mai există așa ceva ce am făcut eu. Am ieșit cu peste 380 de ore de practică. Deci tu ai spune că în toată această harababură, până la urmă, un profesor, un învățător, un educator care are această vocație reușește să-și facă treaba într-un fel sau altul. Bineînțeles că reușește. Eu am reușit și am făcut ore remediale cu elevii mei. Înțeleg. Am făcut. Da. Mai avem doar două minute. Atât vreau să spun că contează foarte mult, Claudia, și sprijinul pe care părinții îl acordă în recuperarea acestor, să spunem, întârzieri. Pentru că atunci, ca și cadru didactic, de multe ori vorbim colaborarea școală, familie și elev. Elevul este elementul central. Și atunci tu, ca și profesor sau învățător, să poți, să reușești, ai nevoie și de sprijinul familiei în toată acest proces. Așa este, mai avem doar 2000. Cum să nu? Te rog, Claudia. Cum să nu te sprijine familia dacă e spre binele copilului? Depinde de mediu, Claudia, și de familie. Copilul are o relație cu mine, în primul rând. Eu sunt învățătoarea, mă adoră. Eu îl iubesc pe copilul acela, el simte dragostea mea. Rămân cu el și facem împreună ceva pentru a-l ajuta să îmbunătățească. Uite, o idee minunată. Dacă relația dintre elev și profesor este una minunată, atunci mesajul este transmis într-un fel pozitiv și către părinte și atunci s-ar putea ca acest triunghi să funcționeze mult mai bine. Nu mai avem decât un minut, vreau să spun două. Și aș vrea, Mihaela, să te las pe tine să faci o mică concluzie a ceea ce crezi tu că, sau cum ar trebui să se întâmple, cu pași mărunți, evident, ca România Educată să fie un proiect de succes și să vedem toate aceste proiecte în plină și bună desfășurare. Aș spune că România Educată cred că a reușit să facă ceva extraordinar până în acest moment și anume să aducă foarte multe organizații, foarte mulți experți, foarte mulți actori împreună. Este acel lucru pe care l-a făcut. Ce nu a făcut până acum România Educată și ar trebui să facă pentru a vedea cum anume urmează să se implementeze toate acele planuri pe care le vedem în documentele strategice, în momentul acesta, așa cum spuneam în sumar, ar trebui să ne asumăm foarte clar niște responsabili, cine va face toate acele lucruri, cine își asumă toate acele roluri și responsabilități pe care le avem în România Educată, care sunt acele programe și proiecte care urmează să se implementeze sub România Educată pentru a nu o lua de la capăt acolo unde eram acum 7 ani, pentru că sunt propuse foarte multe modele de organizații cu experiență și expertiză și de experți care modele funcționează și și-au demonstrat eficiența și valabilitatea și faptul că generează impact asupra copilului, asupra elevului, de care nu ar trebui să uităm. El este beneficiarul educației, Mihaela, și ceilalți un colateral. Din păcate, ar trebui un responsabil. Din păcate, timpul nostru s-a terminat. Așteptăm să avem responsabili care să facă lucrurile cât mai bine pentru copiii noștri. Noi ne vedem și mâine la ora 13. Acum rămânesc cu Dana Istrate, Între prieteni.